când își doinești, urât viață trăiești. Și nu când își doinești, urât viață trăiești. Da, eu când să mă pitrec, pe șașa să li dintrec, Dacă știți de câte ori am încercat eu să reproduc acest trili-trili și n-am reușit niciodată în emisiunile care le-am difuzat eu la Antena Satelor, dar n-am reușit, tocmai din acest motiv, sau și din acest motiv, nu glumesc, în primul rând, doamna Laura Lavrig este în această dimineață, așa cum mulți dintre dumneavoastră știu, pentru că dumneavoastră ați hotărât acest lucru. Și joia, atunci când avem noi emisiuni cu invitați la dedicații, se întâmplă acest lucru, însă astăzi avem o excepție, pentru că doamna Laura Lavrig este în București și mulțumim foarte mult pentru că a acceptat invitația noastră de a fi prezentă în această oră la noi, la Radio România, Antena Satelor. Bună dimineața! Bună dimineața și în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Sunt pentru prima dată în acest format de emisiune și mă bucur, uite, chiar mă văd și am spus să mă faci să nu de 110 ani mai încolo, mai jos. Doamna Laura Lavrig, da. Vreau să vă spun, dragii mei, că a venit în urmă cu o oră și un pic la radio, am stat de vorbă despre atâtea și atâtea aspecte ale vieții în general și m-am încărcat de o energie fantastică. Cum reușiți, doamna? Un zâmbet continuu, așa? Un zâmbet continuu, chiar am trecut și eu, ca fiecare n-aș dori oamenii să treacă prin probleme, dacă s-ar putea să fie numai bucurii. Să ne învățați și pe noi cum dar se poate. Mai ieși câte un necaz, iar când aveam necazuri, prietenii mei apropiați îmi spunea: măi, Laura, cum mai pot să zâmbești? Zic, vreau să zâmbesc, vreau să-mi impun, să-mi impun ca să pot să trec cu ușurință peste acest necaz. Că altfel nu pot. Și în al doilea rând, și am reușit, și în al doilea rând, probabil că ăsta e felul meu de a fi. Da. Dintotdeauna de mică? Dintotdeauna de mică, înțeles, da. Erați acasă cu mințică? Ce vă amintiți de pe da, aici? Eu eram cu mințică și bună, în schimb, sora mea era mai mică și rea. Da. Am specificat acest lucru pentru că au 5 ani de zile m-a torturat și mai ales că și cei care ne ascultă știu despre ce e vorba, n-am să dezvolt ideea că deja îmi face rău, am suferit destul, drept pentru care iau pastile de tensiune, mi-a crescut tensiunea, probabil și datorită vârstei, de ce să nu recunosc. Dar probabil că și necazul undeva se adună în suflet și la un moment dat, explodează, știi. Dar, în primul rând, dragi mei români, vă iubesc, vă prețuiesc și pentru că am trecut de vreo lună și ceva în noul an, dați-mi voie să vă urez să aveți sănătate, bucurii și să fiți așa cum sunteți voi români alături de Antena Satelor și alături de cântecele noastre frumoase și dragi, că ceea ce a rămas frumos în țara asta, a rămas în primul rând cântecul. Așa este. Ieri eu am pus pe pagina mea de Facebook o poză cu dumneavoastră să anunț pe cei care ne ascultă că astăzi dimineața veți veni aici și îmi zice cineva, n-o să aveți când să o întrebați nimic pe doamna Laura Lavrig, pentru că ea povestește atât de frumos, nici nu aveți nevoie de probabil întrebări. Că respectiva persoană m-a văzut, când mai spune și fecior, mămăică, mai vorbește mai puțin, că mă monopolizez totul și mai las să mai vorbească și altcineva. Mă zic, dacă m-a chemat pe mine să vorbesc numai eu, nu mai las pe nimeni. Bine, o formă de glumă. Dar e felul meu de a vorbi, da, să vorbăreață. Și un om care e deschis. Deschide gura, deschide și sufletul în primul rând. Aveți dreptate. Da, sufletul deschis și deschis gura. Eu tot timpul îi întreb pe cei de acasă, cei care ne ascultă de fiecare dată, cine să fie invitați la noi în emisiune dimineața între 9 și 10 la dedicații. Noi avem un spațiu, un liner între 9 și 10 de dedicații muzicale, unde oamenii intră în direct, sună, vor încerca să luăm și câteva apeluri de la ei în această dimineață și de la cei care vă sunt dragi dumneavoastră. De asemenea, vom citi și mesajele pe care le primim de la ei și intrăm mereu cine să vină la noi, de cine vă e drag. Și mi-au amintit de foarte multe ori de dumneavoastră și astăzi mi-aduc aminte că am vorbit și înainte de anul nou cu dumneavoastră și erați plecată, nu știu, undeva într-o... Da, nu erați în România oricum. Nu eram în România, am cântat cu Victor Lavrig, cu fiul meu, care este pianist, cunoscut în lumea cântecului de acest gen. Da, pop rock alternativ. Da. Așa am învățat să zic, dar ce înseamnă, nu știu. Da, de la el. Așa. Dar se descurcă foarte bine și cu mine și mergem împreună.
mă ajută la clape. Și am fost de Crăciun, am cântat la Gilbert, am discutat înainte de emisiune, de Cerbul Carpatin din Londra, un om extraordinar, o familie minunată și niște iubitori de cântec, ce n-ai văzut acolo, nu se cântă în restaurantul lui, decât folclor. Cum e primită muzica populară în străinătate? Muzica populară în străinătate este primită extraordinar, poate mai mult prin faptul că ei sunt rupți de țară. Și atunci când ceva îți lipsește, parcă îl iubești mai mult, înțelegi? Da, așa e. Da. Să știți că noi avem foarte mulți radioascultători care urmăresc postul nostru din afara României, din Spania, din Anglia, din Germania, și salutăm pe toți. Unde nu ați fost? Unde nu ați fost în acești 40-50 de ani de carieră? În orice caz, am fost în America, în toată America. Așa, Canada. Asta s-a întâmplat după Revoluție? Da, după Revoluție și înainte de Revoluție am fost tot în America. Prima dată am fost în 84. După aia toată Europa, în Africa, în Antarctica n-am fost. Dar la radio când ați fost pentru prima oară? Ce înseamnă radio pentru prima voastră? Radio este posibilitatea de a fi lansate persoanele care iubesc cântecul. Da, este o modalitate de a fi lansat. Cel puțin înainte, în regimul trecut, erau persoane artistice cunoscute prin radio. Prin radio. Dar vreau să ne povestiți puțin, când ce vă amintiți din perioada aceea, cineva a adus aici, cum s-a întâmplat pentru prima oară? Păi să spun cum mai se plăt, începutul începutului. Eu sunt din Bucovina, acolo unde bucovinenii, averea lor era pământul. Și atunci când s-au văzut lipsiți de pământ, când au venit colectivizarea agriculturii, au fost un mare necaz pentru toți bucovinenii. Ce ne facem copiii? Fiecare părinte se gândește la copil, cum să-i facă traiul copilului. Și atunci eu, mă rog, cântam de mică și mamă, și băgăbunte, cântăreață, de ce nici o cântăreață aici la pământ? Cum? Adică, da, asta e vere. Ce să faci tu? Era rușine să meargă. Zici, e un calic, n-avea pământ și l-o da la școli. Fii atent ce mentalitate. Iar când auzea de artiști, parcă pe ascuns acolo nu se făceau și de astea care spun că fac numai artiști, că doar numai noi suntem oameni cu greșeli. Toată lumea greșește. Ei, și atunci când ne-au luat pământul, nenorocire. Și m-a dat mama la croitorie. Și croitorie eu cântam tătă zău, Doamne ferește. Ce cântați? Ce melodie? Da. Cântam și auzeam la alții, că eu nu eram încă... Da. Dar în perioada copilăriei, eu deja prin satele din Bucovina, partea Rădăuțului, deja eram cunoscută, că mergeam cu școala, cu asta. Și am venit la Rădăuț. De la Rădăuț, la liceu economic, am intrat cam ultima, așa, pentru că acolo era un ansamblu artistic, avea liceu economic din Rădăuț, un ansamblu artistic și îi lipsea o persoană ca mine. Și așa parcă au fost destinată, înțeleg. Așa. Și în perioada respectivă am participat la Dialog la Distanță. Asta era un festival. Festival foarte cunoscut. Extraordinar. Și m-a prezentat regretatul, așa e indirect, să mai dau și bâlbi. Regretatul Mihai Florea. Da. Și atunci a fost primul dumneavoastră. Știi cum era primul meu contact cu publicul și cu televiziunea? Păi, dar nici nu era lumină electrică pe la sat, pe acolo. O adus un televizor, de-au venit toate satele. O domnișoară frumoasă, ca acum. Așa, ca și acum. Mulțumesc. Da. Și am cântat la Dialog la Distanță. Atunci am luat numai note de 10. Cum era? În fiecare regiune era pe atunci, era organizat câte un juriu competent, bineînțeles. Un juriu competent care îți dă nota. Și atunci eu am fost în concurs cu Argeșul, așa, și am, după acest festival unde am luat mai note de 10 și felicitări, am fost invitată prima dată să înregistrez la radio. Asta în 60 și? În 64, 67, 66, cam așa ceva. În perioada ce? Exact. Și atunci am apărut eu, după radio, vine la televiziune. Acum vii direct în televiziune. Nu important cum cânt sau cum arăți, important că dacă eu vreau să cânt lângă Laura Lavrin, lângă Sofia Vicovean, Camioara Velicu, că asta e situația. Nu mi se pare corect ceea ce se întâmplă la ora actuală. Să știți că... Așa că trebuie să fim selectivi, pentru că arta nu este o fabrică. Nu este o fabrică. Aici, dacă Dumnezeu te-a destinat ca tu să fii șeful în această fabrică, în ghilimele, apoi atunci să fii. Dacă să nu, ocupi-te de altceva. Eu personal, de vreo jumătate de an așa, am inițiat împreună cu maestrul Adrian Grigoraș, cu orchestra radio, și vin soliștii și cântă în direct. Da. Pentru că ați văzut și știți la fel de bine ca și mine, sau mult mai bine decât mine, că datorită noilor tehnologii, să zic așa, sunt foarte mulți care cântă
Și o dacă, nu știe exact dacă îți spun că eu am fost la nuntă și am spus, unul era cu un sicriu de orgă, uite da, așa mare, și eu disperat mă întorceam și îi spuneam, dă mai tare. Ăla ce se uita la mine ca un prost. Mă zici, și odată m-a opresc, lumea a ieșit toată la dans, stop, ăia s-a uitat disperat ce s-a întâmplat. Vă rog să mă scuzați, eu nu pot să dau rebut aici, să mă fac de bataie de joc. Zic, eu vreau să-mi placă și mie ceea ce fac. Așa. Și mă duc la ăla cu orga. Măi, de ce nu dai orga mai tare? Dar nu știu. Cum adică? Nu știa să dai mai tare. Cum adică nu știu să dai mai tare? Adică volumul. Da, volumul. Dar el nu știe nimica. Că avea biscuitele băgat acolo, știi cum îi spune ficiorul meu, biscuitele băgat, înregistrat tot. Am înțeles. Da, ce să cânte live? Și eu zic, băi, dar tu, ce că nu știu să o folosesc. Băi, dar dacă nu știi să o folosești, ce cauți aici? Ce cauți aici? La care el zic, măi, dar de când o ai? O am de 3 ani. Mă, îmi venea să-i trag doi pumni în cap. Mă, de 3 ani de zile n-ai fost curios să vezi cum sună dulapul ăsta. Nu ți-e rușine. O viață închinată da, cântecului. Multe și, de povestit, dar... Și, da, vrem să difuzăm și melodii și vrem să sunăm și pe câțiva dintre cei dragi ai dumneavoastră până la ora 10. Am foarte mulți dragi. Aveți foarte mulți dragi și foarte multe de povestit, foarte multe amintiri într-o carieră care are peste 40 de ani. Ce? Are peste 50. Și peste 50 de ani. Da. Peste 50 de ani. O să ne povestească doamna Laura Lavric până la ora 10. Dumneavoastră, de asemenea, dacă aveți întrebări, ne puteți lăsa mesaje și o să vă citim noi câteva mesaje. Uite, domnul Dana Daniela, de exemplu. Bună dimineața, vă mulțumim că este doamna Laura Lavric alături de dumneavoastră, vă apreciem, ne scrie domnul Genica Ferenț, neamțul Andrei, bună dimineața, Dana, eu trebuie să citesc câteva mesaje pentru că vin foarte multe, doamna Laura, Dana Daniela, Marinica Uța, bună dimineața, o voce frumoasă, învățați-ne și pe noi cum e cu trilii ăsta. Dar de ce să te învăț ca să-mi iei pâinea? Chiar nu vreau să te învăț. Vine de tot, Letiția Goce. Da, ia să uităm. Excelent. Da, și cântam de-a lui Pandelescu. De-a lui Pandelescu. Sârba. Da. Asta îmi place pentru că în Bucovina trompeta și vreau să-i mulțumesc lui Alexandru Havrliuc că cântam cu el și un celebru instrument trompetist al Bucovinei, al Moldovei și de ce nu a țării, foarte sigur, bun, da. Cânta cu zamfir, cu asta prin străinătate, foarte bun și un mare folclorist. Așa, și de la el am piesele și tot îmi spunea, măi Laura, mai ceva trebuie să faci. Măi, și mie mi-era și udă pe el, măi, tași din gură că te dau afară din casă, ce tot îmi spui, zic, am succes, nu, dar tu trebuie să mai faci ceva. Ce trebuie să mai fac, mă? Da. Ceva zice care să nu poată face nimic, da? Da. Ei, atunci să fac ca tine, da. Și de atunci au plecat dârleita asta. Dacă mă întreb cum fac, nu știu. Nu știu, să ne... Da, cred că e ceva nativ așa și plăcerea de muzica instrumentală. Ascultăm încă o melodie după ce la început a fost piesa Hai Români. De peste sate. O melodie foarte... Da, o melodie frumoasă. Am luat-o, mi-a dat-o Nicolae Botgros, el o cântă la vioară, dar o cântă foarte repede. Și el a mai luat melodii de la mine, mă zic, îmi place și mie una de-a ta. Eu, Laura, și am luat-o și am pus text ca să fie de început de programul unde mă duc. În general, piesele... Cu români, cu asta, înțeleg? Piesele interpretate dumneavoastră, de-a lungul anilor, de dumneavoastră, culese texte, da, eu îmi fac textele. M-a mai ajutat aia Sârba din Flămâns, cât am stat eu la Flămâns și era Mariana Concer, pe care o salut. Măi, zic, eu nu știu să fac motul ăsta care a trebuit aici făcut. Și ea ne-a dat și ne-a făcut așa. Și în rest îmi fac eu piesele, textele, că eu pot să spun cel mai bine ce se petrece în sufletul meu și ce îmi place foarte tare. Și pot să creez. Și alea, dacă în acaz ne-a venit pe suflet, l-am cântat. Dacă ne-a venit bucurie, l-am cântat. Și atunci probabil că se regăsesc și alte persoane. Încă o melodie cu doamna Laura Lavric, invitata noastră în direct în această dimineață de februarie și vă mulțumim încă o dată pentru că v-ați făcut timp să fiți alături de noi. Suceveanca se numește. Suceveanca, care îmi place și mă uit cu disperare la șase și îmi vine să mor, îmi vine să-l fărm, să treci prea repede. Să aplaudăm pe doamna Laura. Mulțumesc. 9 și 20 de minute, nu uitați să ne puteți urmări live pe Facebook până la 10 la Dedicații Muzicale. Să fie cântec, să fie Dedicații cu Nicu Gagiu. Sunt șerea când atâți plași, prinde o pare, nu-i
duci casă și copii pentru ochișorii măi. Te duci parcă ești nea bună și nu te oprești din drum, și urât un vis frumos, măi. Mândra oții lângă tine, de ai buzunare pline, măi. E, șapari, șapari. Stăpânea și mă gândește la mine, tragi nadejde, dar eu nu știu ce să-i spun ca să nu-l opresc din drum. Și nu-i am adicul șocului, măi. Toate e bun și cu dreptate și-o ia vei noroc și parte. Dacă nu-i și nu-i și nu-i artiști. Am adicul șocului, măi. Iubiți, printre cei mai iubiți artiști ai României, în această dimineață alături de noi, doamna Laura Lavric la Antena Satelor, și mulțumim încă o dată, să știți că avem emoții că sunteți alături de noi în această dimineață și vă mulțumim din toată inima. Sunt mulți care vă salută și o să mai le citim mesajele, nu pe toate, dar sperăm să avem vreme să citim măcar câteva dintre ele, pentru că vrem să vă auzim în primul rând pe dumneavoastră, glasul dumneavoastră și emoțiile care vă trec și pe dumneavoastră, așa, în general, categoric, la fiecare întâlnire cu publicul. Totdeauna spui, vai, zice, mai aveți emoții. De fiecare dată am emoții, la fiecare spectacol, chiar și la o nuntă, până prind publicul în brață. Că pe urmă fac ce vreau cu el. După ce îl simțiți așa. Exact. Am vorbit cu doamna Laura Lavric în această dimineață și ieri seară și am rugat-o, doamna Laura, să vă gândiți frumos la cineva drag din viața dumneavoastră, persoane pe care le îndrăgiți, le apreciați, le aveți la suflet, pentru că vrem să discutăm câteva minute cu ele despre dumneavoastră împreună, să purtăm un scurt dialog și prima pe listă sau printre cele enumerate a fost imediat și cea pe care o avem în această dimineață alături de noi și ne face mare plăcere. Nu știu, invitați-o dumneavoastră. Da, Sofia Vicoveanca, pe care o iubesc, o prețuiesc, suntem amândouă bucovenienci și să spun, zice, nu vă invidiați, nu ne invidiem, pentru că suntem diferite în interpretare și caracterul nostru s-a potrivit și de aia am rămas prietene și sper să rămânem prietene până Dumnezeu ne va despărți. Bună dimineața, doamna Sofia Vicoveanca! Bună dimineața, bună dimineața și la mulți ani tuturor celor care ne ascultă. Încă suntem la început de an. Așa este. Și mă bucur, Laura, mă bucur că ne auzim și pe această cale. E adevărat tocmai că am ascultat-o pe Laura. Noi venim din aceeași zonă, deși satele noastre sunt apropiate. Noi am fost împreună la ansamblul Ciprian Porumbescu o perioadă, deci ne știm tare bine. Iată, dacă este anunțată undeva Laura la un eveniment, se știe că e voie bună. Este de asemenea și Sofia Vicoveanca, Mioara Velicu, Daniela Condurache, pe toate vă iubesc și toate sunteți la înălțime. Ce vă amintiți din... cum v-ați cunoscut, ce vă amintiți din acea perioadă, doamna Sofia? Eu am câțiva ani în plus de viață, de cățelor. Unde s-a întâmplat? La un spectacol, la un eveniment? Dar am fost colegi la ansamblu și Ciprian Porumbescu. La ansamblu, am fost colegi la ansamblu și acolo ne-am cunoscut mai pendelete și... am rămas, și pruncii noștri sunt apropiați ca vârstă, nu știu, cred că Victorașa e un cuvânt. Dar numai trei luni. Că la un moment dat eram amândouă gravide de la ansamblu, s-o fi gândit, ai, mă, cum ne facem planul cu grasanele astea? Asta vreau să spun că Laura, dintre interprete din partea Moldovei,
este cea mai dinamică, are o stacatură, are o putere de... Știți, eu am mai zis cândva și sper să nu să fie supărat alte colegi de ale noastre de cântec, pentru că dacă n-ar aranja la rând câte suntem, fiecare are alt stil. Una e mai profundă, una mai lirică. Ea este cea care cu viteză, cu mișcare, cu forță, toată admirația. Iată, tinerii, dacă ar vrea să învețe, ar trebui... Laura și-a făcut un drum al ei, o cărăruță proprie, cu repertoriu anume. Ea se distinge față de toate celelalte. Asta ar trebui să vadă tinerii. Iată, eu vin acum cu sfaturi. Ce ar trebui să preia... Fără muncă nu se poate. Asta am vrut să vă întreb. Să aibă chemare spre această profesie. Bine, să aibă harul de la Dumnezeu. Dar asta e altă poveste. Da. Pentru că ele spun, mie mi se mai aruncă așa în față. Păi, doamnă, este costumul. Uh-huh. Dar încearcă să-l pui într-un anumit fel, nu-ți lega pasmaua că nu știu cine, și nu încerca să mergi să imiți pe nu știu cine. Încearcă să faci ceea ce simți tu din interior. Nu, hai să nu mai dau saturi, că nu-i treaba mea. Dar... Povestiți-ne despre relația de viață cu doamna Laura Lavric. Noi ne căutăm prin telefon, când putem, când ne auzim, și ne bucurăm când ne vedem. Ce să vă spun? Ne sunăm totdeauna de ziua de naștere, dar Sofia totdeauna ne e înainte. Ea, păi el sună și pe ficiorul meu, căci că e sărbătoare, Victor. Zici, ce sărbătoare? Păi sărbătoare, zice, trecut în calendar, Victor. E știe, dar eu nu știu. Da, păi... E atentă cu toate colegii. Asta e. Încercăm să ținem o legătură, că așa e frumos. Dar ce le spuneți celor mai tineri? Uite cum suntem noi. Din punctul acesta de vedere al prieteniei, cum să păstrăm aceste legături de o viață? Cum să reușim aceste lucruri? Că de multe ori în viață apar diferențe de opinie, mă rog, poate în meseria asta și invidii profesionale. Cum trebuie depășită? Poate că n-ar trebui să spun aici, dar mi s-a întâmplat noaptea când omul se odihnește, primește telefon. Eu nu închid telefonul, pentru că orice apel e ceva, o alarmă. Și sună și spune, alo, doamnă, de cine stricați prețurile? Mă trezesc și spun, nenoroșiților, după ce am cântat cânteșile. Mă ridic, pun ochelare, aprind lumina, număr necunoscut. Iată. Am înțeles. Eu am spus așa, fiecare, că și noi am fost tineri, cu fiecare pas se apropie de vârsta noastră, dar măcar să lasă urme frumoase, de bun simț. Asta e foarte important. Am eu o poezie că lângă noroc aș pune rușinea, degeaba numele ți-l strigi, prin bunul simț, mai mult câștigi, nu poți lua ce-i dat altuia. Iată, Laura, te îmbrățișez, sănătate, bucurie. Mulțumesc frumos, Sofia, ai vorbit atât de frumos cum vorbești de fiecare noi dată. Noi vă mulțumim și vă așteptăm și pe dumneavoastră în studio când sunteți în București, aici, la Antena Satelor. Cu mult drag, buțucături! Foarte, da. Mulțumesc, Sofica. La mulți ani și pentru dumneavoastră. Mulțumim frumos. Să rămână. Vreau să răspund și eu la ceea ce întrebarea care e pus-o, ce să iei cei tineri de la noi. Da. De la noi să ia modestia noastră, cum ne îmbrăcăm, cum cântăm și cum ne purtăm. Nu, ei spun, dar n-am să mă port ca aia. Să fie altfel. Baticul să nu și-l pună. Nu, dacă pot să-și pun o turmă de flori aici în frunte. Apropo de acest lucru, să știți că doamna Laura Lavric, deci noi începem emisiunea la 9, dânsa a fost la mine la radio la... 7:30. 7:30. Da. Mă gândeam că nici nu ești venit, eu eram la poartă. În viața mea, în 50 de ani de cântec, n-am întârziat odată. Totdeauna am fost prima, oriunde m-am dus. Pentru că respect pe cel care m-a chemat și mă respect pe mine și respect meseria mea. Trebuie să fiu din timp, să știu ce am de făcut, să mă ordonez în cap ce am de vorbit. Numai eu nu le preordonez, că le dau drum așa, uite, cum vin. 9:30, mai ascultăm un cântec. Revenim în direct apoi cu doamna Laura Lavric și cu cei dragi din viața ei. Între timp vă mai citim și câteva din mesaje, imediat după ce ascultăm această piesă cu doamna Laura Lavric.
Mai nou, șeful e manager. Oamenii nu se mai întâlnesc la ședințe, ci au meeting-uri. Clienții sunt public țintă, iar dorințele sunt targeturi. Să fie la ei păsărească asta. Aici, la Antena Satelor, trăim, vorbim, simțim românește. 100%! Pentru că suntem noi între ai noștri. Gripa nu este o simplă răceală. Gripa este o boală virală gravă, ușor transmisibilă, care poate fi prevenită prin vaccinarea antigripală anuală. Întreabă medicul de familie despre vaccinarea antigripală. Sunt Liliana Pârlea, medic specialist pediatru și neonatolog. Pentru că suntem în plin sezon de gripă, e bine ca toți pacienții noștri să cunoască primele simptome, cum să ne ferim și cum să prevenim răspândirea acestui virus. Primele simptome la care trebuie să fim atenți sunt febra înaltă, durerile musculare, starea de rău, care apar indiferent de pacient, fie copil și fie adult. Practic, cum zic bătrânii noștri de la țară, zaci și nu știi de ce zaci. Este important ca la primele simptome să începem să ne hidratăm și să ne izolăm, pentru că răspândirea virusului este prevenită prin izolarea la domiciliu și tratamentul la domiciliu. Dacă starea proastă persistă și dacă vorbim, de exemplu, de copil care nu se alimentează, nu se hidratează, trebuie văzut de medic, în primul rând de medicul de familie, apoi de către medicul specialist, care va pune diagnosticul de certitudine. La momentul ăsta există teste rapide, la care avem răspuns în maxim câteva ore. Este important și pentru copii și pentru adulți, importantă izolarea la domiciliu, pentru a preveni răspândirea virusului și pentru a pune pacientul pe picioare. În afară de tratamentul acesta țintit, hidratarea este la bază, pentru că febra înaltă nu o să scadă decât dacă organismul este bine hidratat. Vitamina C, mâncatul sănătos și, încă o dată spun, izolarea la domiciliu. Importanța vaccinării este indubitabilă. A fost campanie de vaccinare pornită încă din septembrie anul trecut. Din păcate, nu foarte mulți au acceptat vaccinarea antigripală și probabil de asta am și ajuns în situația asta în care acum camerele de gardă sunt asaltate cu pacienți la care testul este pozitiv. E foarte importantă pentru că dacă este făcută la timp, corpul poate să dezvolte anticorpi împotriva virusurilor gripale și atunci fie nu faci boala deloc, fie faci o formă extrem de ușoară, care nu te scoate din circuit pentru multe zile, ca să spun așa. Igiena este foarte importantă, igiena mâinilor și igiena întregului corp, precum și evitarea zonelor aglomerate, de unde poți să-l agăți, de oriunde, vorbesc de spațiile aglomerate, de supermarketuri, de hipermarketuri, unde ar fi ideal să porți măcar o măscuță de protecție când te duci să faci cumpărăturile zilnice. De pridim am pregătit, văd badea de-o venit. Lumii multe-i primași și aud și-o stricaraș. De pridim am pregătit, văd badea de-o venit. Că dacă șapă cu alta, uite supărare gata. Că nu vreau să-l pierd din ochi, fii frumos să nu-l di ochi. Ia zi, mă, că nu vreau să-l pierd din ochi. Hai că-i frumos să nu-l di ochi. Vorbirii de la dușman nu dau pielii doi bani. Joc cu foc până rupt alba, nu las pe badea la alta. E frumos și gospodare și cu bani la buzunare. Dar zi, mă, e frumos și gospodar, ai și cu bani la buzunar, mă. Batușesc pământul tare, când nenica nu mă doare. Cântă scripuță de fagă, că jocul și nini drag. Batușesc pământul tare, când nenica nu mă doare. Și dacă n-ai mai putea, uite rachiu cole, voi bea un pahar sau două, și mai faci ca și nou, mă. Dar zi așa, mă, eu bea un pahar sau două, și mai faci ca și nou, mă.
domnișoarele. Am jucat și-am fi trecut, dar și tare ne-au mai plăcut. Scripta o rup strunile, dar și eu chișoarele. Dar strunile se pot face, tiri-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 
Doamna Laura Lavric, la dedicații muzicale în această dimineață, voi sunteți obișnuiți, știți, dragii mei, și știu și eu, cu joia dimineață, noi joia dimineață avem invitați, da? La dedicații muzicale. Dumneavoastră, fiind în București, nefiind din București, nu locuiți adică, în București. Adică joi acum e marți, da, nu? Dumneavoastră n-ați vrut niciodată să vă mutați în București? Nu. Deci de 50 și ceva de ani vin în București, uh-huh. Dar eu am considerat că eu nu am ce să fac aici, uh-huh. Pentru că zona mea folclorică nu este aici. Și am spus că dacă ești bun, te caută și mai... vii și de la Suceava sau de la Iași. Ce să vă mai întreb dacă n-ați vrut în București, în altă țară, nici nu vă mai întreb dacă ați vrut să rămâneți. Doamne ferește, niciodată. Și mai ales că eu sunt singură de foarte mulți ani, uh-huh. Și în America chiar aveam un pretendent cu o situație materială foarte bună. Uh-huh. Mă zic, dar ce crezi că eu mănânc blocurile astea de aici, de New York, sau ce mă interesează pe mine? Nu mă interesează. Zic, eu mă duc acasă la românii mei, la românii mei, și zic, uh-huh. Să mă calce și pe picioare și să mă umplu din noroi, acolo îmi place, că acolo eu am crescut și acolo sunt rădăcinile mele și nu mă interesează. Ce frumos spuneți, Iulia Sandu, modelul meu, o admir de mică. Și acum mi-am ales ca repertoriu genul dumneiei. Salutări de la Iulia din Humulești, Neamț. Vă spune o interpretă, domnișoara Iulia Sandu, da. Elisabeta, bună dimineața. Rusu Cătălin, o zi frumoasă pentru cei dragi și pentru cei care vă ascultă. Țăran Gheorghe, bună dimineața. Sănătate și succes în continuare, doamnei Laura Lavric. Olimpia, mulțumim. Dragu, bună dimineața. Doamna Laura Lavric, fiul Mircea Dragu, cel mai mare fan al dumneavoastră. Doamna Sofia Vicovanca, o îmbrățișez și pe iar. Dica Moise, bună dimineața. N-avem timp să citim toate, dar măcar spicuim așa numele dumneavoastră și nu vă supărați prea tare pe noi. Niculae Rufa, Lăcrămioara Login, Ani Andreea, vă salută. Mihai Badale, bună dimineața. Livia Liță, Nicu Mălureanu, Ana, Ionel Lache, Ionel, bună dimineața. Elie Nache, Melania, Niculina Băițan, Ilie Suicu și toți ceilalți care urmăresc programele noastre la Radio România, Antena Satelor. Vă îmbrățișăm cu drag și vă dorim multă sănătate. 9:40. Și eu le mulțumesc tuturor și mă bucur că prietenii mele sunt astăzi alături de mine. Da, mai este o prietenă joia de marți. În joia de marți, tot așa, invitați dumneavoastră pe cine, da, este alături de noi. Pe Mioara Velicu, care îi spun sora mea cea bună, pentru că am una rea. Am înțeles. Da. Și care e a mea din familie. Dar cea bună este sora mea, Vioara Velicu, care e din Breas la mea. Bună, da, dimineața! Și suntem de o viață prieteni, exact ca surorile. Bună dimineața! Bună dimineața! Se rog mâna! Bună dimineața tuturor ascultătorilor și bună dimineața, draga mea prietenă Laura! Te pup și te iubesc! Mă bucur din suflet de fiecare dată când suntem împreună și chiar dacă suntem la o distanță așa de mare, noi ca și când am fi aici pe loc, ori la Iași, ori la București. Așa ne spunem toate secretele și într-adevăr este sora mea și mă bucur din suflet pentru prietenia ta. Eu ce să spun despre tine? Exact ce aș vorbi despre mine, exact ce ar fi, cu ce în sufletul meu și ceea ce realizez eu, așa ești și tu și să ne împăcăm extraordinar de bine și dăm publicului ceea ce își dorește, pentru că noi suntem vulcanici amândouă, mai mult tu, pentru că mă și aperi uneori. Da, vă apără. Știi drepturile și vocea și repertoriul tău îl ascultă toată lumea și mă bucur din suflet pentru ales tot ce ai realizat. Da, Mioara, mă scuz un pic, lumea ne mai confundă de foarte multe ori. Pentru că noi, da, exact ce au spus Mioara, că suntem vulcani și avem același temperament și chiar și timbru vocal aproape că uneori se poate confunda. Și confundă și fizicul, înțelegi? Și atunci mă întreabă pe Mioara, vai, v-am văzut când vă fura geanta. Dar nu sunt eu, Laura, aia, dar și eu nu vă cunosc. Auzi? Da, fac confuzii din astea. Iar referitor la vorbit, nu există ceva intim în sufletul meu ca Mioara să nu știe. Wow, ce frumos. Și totdeauna vă vorbiți. Totdeauna vorbim și stăm la telefon, așa, punem țara la cale tot și ne vorbim ce-mi spune ce s-a întâmplat în viața ei și eu la fel. Și sper să avem această comunicare extraordinară
până îmi închide ochii. Dă, Doamne, așa să fie, să-ți dea Dumnezeu noroc, să-ți trăiască familia și să te bucuri de tot, de toți cei care te ascultă, de toți fanii tăi, pentru că noi nu trăim din amintiri. Noi de fiecare dată aducem publicului ceva nou și mai ales tot. Se simte o emoție în glasul dumneavoastră, da. Vă știți, cred că vă știți de foarte multă vreme, de foarte mult. Mioara, îmi dorești noroc, dar nu ne-ai dorit noroc și în căsnicii, în rest am foarte mult noroc. Doamne, știi tu cum zici, Dumnezeu îți dă din toate, dar sănătate și noroc trebuie da. Să ne dea tot Dumnezeu. Dar dacă am noroc să am colegi extraordinari, ca asta voi e, și așa dacă e. Am noroc să, și avem noroc să avem publicul alături de noi să ne iubească, să ne prețuiască și să fim asta chemate mereu, că spune Mioara, măi, zice, tu ai Facebook, zice, tu ți anunți, eu n-am niciun Facebook, Ninica, ne-o mai făcut unii particular sau mai are feciori, unde am scris numărul de telefon, să iei legătura cu noi, nu cu altcineva, ca atunci la porat, nu ne anunță așa, și îi mai drept, ia bani, mă rog, drept. Sunt da, chestii da. Din astea care nu vreau să le dezvoltăm acum și, și atunci... noi și fără Facebook avem treabă. Deci, și eu nu vreau, nu aveți eu nu vreau să spun ce fac, unde mă duc și asta. Îi spun doar lui Mioara, lui Sofia, lui Daniela. Mai am dacă o prietenă cineva... din altă zonă folclorică pe Elena Merișoreanu. O să uităm și noi, Elena. Da, emoții frumoase, am aflat câteva, sau chiar ce, n-am aflat nimica, pentru că ar trebui să vorbim multe ore cu dumneavoastră, să aflăm atâtea și atâtea lucruri despre doamna Laura Lavric, cea care este în această dimineață alături de noi. E frumos cel mai mult și sunteți un model și pentru cei mai tineri că păstrați o asemenea relație de atâția și atâția ani și dați-mi voie să vă felicit, să vă îmbrățișăm cu toată dragostea, să vă dorim sănătate și să ne vedem cu bine și la radio aici la noi. Sănătate și numai bine, tot ce vă doriți. Și Laura, merge așa frumos toată viața ta cum ai. Mulțumesc frumos asemenea și tu, Mioara, să mulțumesc. Nu uiți niciodată că eu rămân prietena ta bună și tu prietena și mea bună. Uiți, și toți da, cei care se potrivesc cu felul nostru de a fi. Mm-hmm. Știi, pentru că da, caracterile da. Sunt diferite. Unii sunt invidioși, alții sunt falși, așa. Dar noi avem puterea de a selecta așa și nu ne sfădim, dar numai ne retragem elegant. Vă rog, vreau să vă, vă rog. Spun un singur lucru, că noi de fiecare dată știm să ne ascultăm una pe alta și să ne facem observații constructive. No. Și eu ascult de la ea asta, și de la asta înseamnă prietenie. Mioara e o țâră mai... Ea nu e așa de curajoasă și de, să se bage așa cu gură. Eu rezolv treaba pe loc. Măi, Mioara, fii și tu ca mine. Fii și tu ca mine, zic, de ce pui la suflet să te îmbolnăvești? Da. Dacă ai o neplăcere, spune omul în față. De ce să ajungă la persoana respectivă de natural? Eu îi spun în față ce am de spus. Dacă se supără, treaba lui. Dacă nu se supără, se iei partea bună, că eu am avut intenții bune, nu să spun adevărul. Vă completați foarte bine. Da. Să rămână și vă mulțumim. Te pup, Mioara, și succes astăzi și totdeauna. Mulțumesc frumos. Te pup și te iubesc. Vă mulțumim că ați acceptat un scurt dialog alături de doamna Laura Lavric și de noi aici la Dedicații Muzicale la Antena Satelor. Intrăm în scurtă vreme în ultimul sfert de oră al ediției de astăzi. Altirerii grea, scria cineva. Cine a fost în această dimineață alături de noi? Doamna Sofia Vicoveanca, doamna Mioara Velicu, dumneavoastră, doamna Laura Lavric. Nume care și-au lăsat amprenta în tot ceea ce înseamnă muzica populară, folclorul românesc. Și aveți și obligație. Știi ce se întâmplă? Vreau să fac o specificare. Sunt referitor la ceea ce ai spus că trebuie să rămână. Totdeauna o să rămână ce este de calitate și ce absolut. Este original. Legat de tradiție, legat de pământ, legat de originea ta, de unde vii. Sunt foarte multe, apar foarte multe persoane cu melodii, vai că e la modă, că e aia, că e melodie, nu vreau să dau nume, Tigaia și nu știu mai ce pe acolo și fel de fel din astea. Astea sunt melodii de succes facil, astea nu vor rămâne niciodată, cum vin așa pleacă. Așa pleacă, da. Nu vor rămâne în istoria... Și sunt foarte mulți care cântă foarte bine, unul din Banat, nu-i dau numele, cântă foarte bine, dar pe cuvântul meu dacă mă pui să-i cânt un cântec care să fi rămas și în sufletul meu, n-am care. Cântă bine, e frumușel, cântă frumos, dar Ninica nu rămâne după el. Încă o melodie cu doamna Laura Lavrică. Vă propunem să mergem, e cam de dimineață pentru o crâjmă acum. De obicei cum? După amiază. A, dar unii de-abia așteaptă să deschidă crâjmă. Unii deja sunt acolo? Da? Nu era ca regimul trecut să deschidă la ora 10. La noi e deschis de dimineață. Da. Păi cei care sunt deja în crâjmă să-i salutăm, să le dorim îi salutăm la crâjmă și poftă mare. Și vedeți să nu vă îmbătați. Mergem și noi la o crăjmă a lui Costanel.
Da. Cu doamna Laura Lavric. Bine, noi zicem să mergeți la crâșmă mai după amiază sau în weekend. Atunci păi să meargă la crâșmă să bea o cafea, să bea un suc. A, ce sau e așa, obligat sau să bea așa, un rachiu. Sau așa, sau așa. Rachiu mai după 10, după 12 încolo. Ascultăm sau piesa și revenim pentru alte informații despre doamna Laura Lavrigă, alte intervenții. Poate mai luăm un apel în direct și ne pregătim de final, da, da, da. Încet, încet. Dar nu zic cu G, cu C, de la Costic. Nu Lavrig. Lavrig. Cu C. Lavrig, da. De la Costanel. La Costanel, exact. Da. Dedicații muzicale. O emisiune cu cântec și cu Nicu Gagiu. Mulțumim tuturor celor care ne urmăresc la această oră alături de doamna Laura Lavric. Până la ora 10, dragii mei, la dedicații muzicale, ultimele secvențe, ultimele 10 minute. Dar mai avem pe cineva, drag sufletului dumneavoastră, pentru că ne-ați mai zis de cineva care vă este foarte apropiat. Da. Herna Sândulean, care este director muzical la ansamblu Ciprian Porumbescu, ne cunoaște din foarte mult timp și a rămas bune prieteni și în fiecare dimineață la cafea ne sunăm de 2-3 ori pe zi. Bună dimineața, așa, doamna Herna! Bună dimineața, bună dimineața! Sărbana! Îmi face plăcere să vă aud. Asemenea. Și să o aud și pe Laura, care într-adevăr este o prietenă neprețuită, dar funcția mea este de referent artistic, așa că cu siguranță o să primesc o mărire de salariu. Măi, foarte bine, eu de la mine o ai cu siguranță. Da. Și acum eu știu că tu faci treburile artistice toate, așa că eu din partea mea eu te consider director artistic. Mulțumesc pentru considerație. Cine este pentru dumneavoastră, doamna Laura Lavric? N-am înțeles întrebarea. Pentru dumneavoastră, personal, cine este doamna Laura Lavric? Pentru mine, doamna Laura Lavric este un artist desăvârșit, categoric, o femeie de excepție, cu un suflet foarte mare, o femeie dreaptă întotdeauna, ceea ce îi aduce aprecierea colectivului nostru și o colaboratoare de suflet a ansamblului artistic Ciprian Porumbescu. Pentru mine, doamna Laura Lavric, am spus, este un artist de excepție.
Dacă tot suntem în legătură cu dumneavoastră, povestiți-ne ce urmează din punct de vedere muzical la Ciprian Porumbescu, la dumneavoastră, la ansamblu, ce activități pregătiți? Din punct de vedere muzical, la ansamblu Ciprian Porumbescu urmează participarea noastră la un spectacol aniversar al domnului Cristian Năstase, dirijor la Vaslui. Urmează... Pe care îl salutăm și noi pe domnul Năstase. Da, la mulți ani. Urmează un spectacol pe 22 februarie, unde va fi prezentă și doamna Laura Lavric, în calitate de cap de afiș la o tânără interpretă care își lansează un CD, Laura Erhan, o cântăreață care promite foarte mult pe linia folclorului din Bucovina. Urmează sărbările Zăpezii pe 17 februarie. Urmează la Piatra Neamț un spectacol din nou de lansare de CD, unde orchestra ansamblului va participa și va acompania o serie de artiști. Am înțeles. Și mai urmează un ciclu de spectacole sub titulatura 10 pentru folclor, spectacole care se vor a fi aidoma unor concerte lecție și care urmăresc promovarea folclorului în școlile din județul Suceava și introducerea folclorului ca și obiect de studiu în programa lor școlară. Mulțumesc frumos, Vierna. Vreau să salut și eu din toată inima ansamblul Ciprian Porumbescu, ansamblu cu care am început eu prima dată să cânt. Cu Ciprian Porumbescu. Da, și dirijor George Sârbu, și pe el îl salut cu toată admirația pentru ceea ce face folclorul bucovinean. Da, la mulți ani! Mulțumesc și îl felicit pe Sorin Filip ca și interpret de folclor, dar și ca manager îi spun... Argintul viu. Da. Excelent. Excelent. Și pe toți instrumentiștii de acolo îi știu foarte bine, toți că îi prețuiesc și dansatorii și așa. Tot colectivul prețuiesc și le doresc multă sănătate și multe succese. Vă dorim. Noi îți mulțumim din suflet. O activitate deosebită, acolo faceți lucruri deosebite în continuare la ansamblul Ciprian Porumbescu și vă dorim mult succes în noul an, suntem încă la început de an și să ne reauzim cu bine. Mulțumim din suflet și eu vă doresc cât mai multe emisiuni frumoase. Să ne țineți la curent, de ce nu, cu activitatea pe care o desfășurați acolo. Sigur că da, cu tot dragul întotdeauna. Mulțumesc, Erna, mulțumesc foarte mult. Să vă bucurați de o zi minunată. Să rămână, să rămână. Alte... mai avem 6 minute. Vrem să luăm și măcar un apel în direct, dacă nu două. Și să mai citim câteva mesaje pe care le-am primit. Daniel Cociu, bună dimineața. Alex Peța din Spania, bună dimineața pentru gemenele mele. Chiar mă duc pe 8, 9, 10 septembrie și septembrie, și m-am gândit la septembrie. Unde? Martie. De ziua femeii și așa în Spania. Dar cum faceți, doamnă, de vă mențineți atât de frumoasă apropo de ziua femeii? Stăți, doamnă, am dormit bine azi noapte. Nu, e totul, să spun, să știi că nu sunt acolo cu cosmeticele și la cosmetică să mă întind fața sau să fac... Mergeți la sală, cum se face acum? Nici o sală, nimica. Din când în când pe la sala de mese. Pe la sala de mese. Atât, dar nu mergeți frecvent, nu fac faceți... nimic. În primul rând că mi-e frică și în al doilea rând mi-e jenă să mă duc acolo să mă dezbrac. Operații ceva da. De estetice? Am două operații, de amigdalită și de colicit. E bine. Dacă avem pe cineva la telefon, bună dimineața! Bună dimineața, vă rugăm, domnul Stavarache. Am înțeles. Să trăiți la mulți ani, să aveți o viață frumoasă. Mulțumim. Vă rugăm scurt de tot dacă aveți dedicații, că suntem pe final. Da. Deci, dumneavoastră, de un colectiv, nu era de asta, vară, că surorile mi este ca Elena, care în 11 februarie v-am plinut o vârstă frumoasă. Când fac mă la mulți ani. Da. Doamne, Mariana Vida și tuturor celor, domnul Coșenel, domnul Botoroaga, Aurica Vlaicu și la toți prietenii care ești pe Facebook și toate cele bune. Să rămână. Am înțeles, sănătate. Sănătate multă și din partea noastră și din partea mea. Dacă mai avem pe cineva la telefon, Mariana, dacă nu, o să mai citim câteva mesaje pentru cei care ne-au trimis foarte multe și în această dimineață și le mulțumim. Cei care n-au reușit să asculte emisiunea de dedicații de astăzi, ediția de astăzi,
Nu uitați că puteți intra oricând pe pagina noastră Radio România Antena Satelor și o puteți vedea acolo, puteți urmări, o veți putea urmări pe doamna Laura Lavric, cea care a fost în această dimineață alături de Antena Satelor și care vine frecvent, mergeți și veniți la concertele pe care le organizează radioul. Da, depinde dacă sunt de găsit, dacă sunt dacă în țară, vin cu drag. Ce urmează că, în 2019? Da, în 2019 eu mă gândesc să mai aduc pe piață un cântec, două noi. Eu nu aduc multe, fac cam la 2-3 ani câte 2-3 melodii să am timp să le promovez. Să le promovați. Așa, că dacă aduce un CD, toată lumea știe, nu chiar... Cam așa să-i regula, la două... Da, exact, exact. Eu vreau să fie ascultate. Și atunci dacă aduci multe, apoi nu e timp să le asculte lumea. Și deci anul acesta vă gândiți să înregistrați. Selectez foarte bine ca să aibă succes melodia. Cu cine vreți să înregistrați? Sau... Da, cu cine? Cu Ansamblul Ciprian Porumbescu. Am înregistrat și cu Nicolae Botgros. Da, am înregistrat cu Rapsozi Botoșanilor foarte multe, că am stat o perioadă acolo de 18 ani la Orchestra Rapsozi Botoșanilor, dirijor Ion Cobâlă. Am înțeles. Mai avem 2-3 minute, ce le transmiteți celor de acasă? Suntem celor de acasă să... Dacă aveți dedicații muzicale, uite că suntem la emisiune de dedicații. Dedicații muzicale pentru toți românii sunt dedicațiile de astăzi. Așa, și nu uitați că vă prețuiesc și că totdeauna eu consider publicul meu, familia mea cea mare și dragă, pentru că dumneavoastră m-ați făcut celebr, dumneavoastră mi-ați făcut o viață frumoasă și dumneavoastră m-ați adus în această emisiune minunată. Și vă mulțumesc foarte mult. Las puțin că vreau să fac și eu o poză cu dumneavoastră în direct, așa. Că mai avem câteva minute la dispoziție și mai avem o piesă să rămână. Cu plăcere. O piesă de final. Da. Cum v-ați simțit la noi la radio? Da, foarte bine, foarte bine m-am simțit și totdeauna m-am simțit bine aici la mine acasă, România. Și că prima posibilitate de a mă afirma a fost Radio București. Să rămână. Căror le mulțumesc și le doresc o viață frumoasă și cântecele noastre să vă facă poate în ziua respectivă o zi mai frumoasă, mai plăcută. Mulțumim pentru audiție tuturor celor care au fost alături de noi. Să rămână. Vă mulțumesc mult. Mulțumesc și eu foarte mult. Vă doresc mult. În 2019 minunat. Și tuturor ascultători. La revedere, dragii mei, ne reîntâlnim mâine. Mulțumesc, Mariana, Nicu, Gagiu sunt. La revedere. Pregătesc un cu bani ca să-mi cânte la udari, mă. Și druștii, cine să facă galuștii, și friptură la cutore, și fanfara-i din humore, vatajei de gospodare, și leginul de la mătare, rachiul de radauțele, și druștii din fratauțele. Uiuiu și iară iutare, îmi mai plășeam, pregătesc punga cu bani ca să-mi plăte la utare, mă! Atât o venită, rănirea sa s-o pregătită, rochie albă și cercuț, și-o uita de-a e drăguț, nierele-i frumos ca bradul, ca el nu mai este altul, ca și bradul din pe munte, numai el or plânge mult timp.